ziua și bine ne-am regăsit în emisiunea Știința Sacră. Astăzi l-avem invitat pe Florin Bebeșel, medic, specialist în sistemul de acupunctură și Ayurveda. Da, nu? Medicină tradițională chineză și medicină tradițională indiană, Ayurveda. Bine ai venit! Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Recunosc că îmi doream de mult timp un invitat ca tine în emisiune, pentru că vom aborda două sisteme grele, mari, în lumea asta, cum este medicina tradițională chineză și Ayurveda. Două țări cu o cultură puternică, două sisteme foarte puternice de medicină, care nu toată lumea a avut acces la astfel de informații. Curiozitatea mea, și mai un aspect, vine din partea unui medic, ceea ce, din punctul meu de vedere, se întregește toată povestea asta, pentru că, în general, lumea în ziua de azi și în epoca asta modernă, și în Europa și în Statele Unite, cam separă medicina asta modernă de medicina tradițională veche, cu ceaiuri, cu presupunctură, cu acupunctură, cu toate aspectele astea. Întrebarea e, au puncte în comun aceste două sisteme mari? Mereu m-am întrebat, cunosc mai mult partea de Ayurveda, mai puțin partea de medicină tradițională chineză, cu toate că am făcut acupunctură când eram mic, mi s-a făcut, dar altfel vine informația din partea ta, mai ales că le și știi foarte bine. Da, este sigur că există puncte comune. Medicina modernă, medicina ultimelor sute de ani, 200 de ani, să zicem, care s-a dezvoltat tehnologic foarte mult, și care a încercat să aducă un plus față de medicinele străvechi, sigur că da, are puncte comune. În facultățile de medicină chineză se învață la început, în primii ani de studiu, se învață 80% din materii sunt comune și abia 20% în anul întâi de facultate. 80% din materii sunt aceleași ca și în anul întâi de facultate de la medicina alopată, să-i spunem alopată, la medicina occidentală. Deci este vorba, de fapt, de o medicină occidentală. Treptat, spre sfârșit, în anul al cincilea de facultate, în facultățile de medicină tradițională chineză se studiază 20% din materii comune și 80% din materii specifice de tip tradițional. Ceea ce privește medicina chineză, putem să vedem că există, chiar și la nivel de studiu, se urmărește să se meargă pe un paralelism de viziune, dar conceptele sunt profund diferite și discrepanța care rezultă dintr-un sistem de învățământ alopat al medicinii occidentale și medicina tradițională, medicinile tradiționale, fie ea chineză, pe care noi o cam recunoaștem după acupunctură, care este doar o parte, da, și medicina tradițională indiană, care este cunoscută sub numele de Ayurveda, diferențele de perspectivă și de limbaj și de gândire sunt atât de mari încât la ora actuală, în Occident, în facultăți de medicină tradițională chineză care au fost dezvoltate în Occident, profesorii consideră că medicii care deja au un trecut în medicina contemporană occidentală aproape că nu pot să mai iasă niciodată din clișele de gândire specifice, da, moderne, pentru a aplica și pentru a reinterpreta în gândirea tradițională abordarea lor terapeutică, abordarea lor diagnostică. Sunt foarte multe lucruri interesante în felul în care evoluează aceste două sisteme și în paralelismul lor. Undeva este interesant faptul că în China, spre exemplu, aceste două sisteme sunt aduse în același loc, în clinici, în spitale care pun diagnostic
pe ambele sisteme și, pe, și după medicina occidentală și după medicina tradițională chineză și pacientul este lăsat să aprecieze pe ce cale de tratament va alege, adică va dori să meargă. Se oferă posibilitatea și, să aleagă. Da, și în aceeași clinică poate fi tratat și tradițional ca și occidental cu medicamente. Dar este un fundament din tot ce știu eu și în medicina chineză tradițională și în cea indiană, faptul că pun accent destul de mult pe latura nevăzută a corpului. Aici cred că și a fost ruptura asta între medicina occidentală și medicina asiatică. Faptul că și indienii și chinezii, na, indienii se axează și pe partea de chakre, chinezii pe partea de meridiane, niște aspecte care chirurgical vorbind nu au fost văzute niciodată. Dar cu toate astea, ele pot fi măsurate și cuantificate cu aparatură modernă din ziua de azi. Am să te corectez un pic. Te rog. Au fost văzute și au fost cuantificate în ultimele decenii. Practic, în Statele Unite, din punct de vedere istoric, există deci a existat un parcurs treptat de asimilare a cunoștințelor din medicina tradițională chineză. Ele au fost recunoscute mai cu seamă pentru capacitatea lor de a îndepărta durerea. Pentru americani a fost un șoc atât de mare să constate că cu ajutorul acupuncturii și nu numai acupuncturii, ci a întregului arsenal al medicinii chineze, durerea a putut fi controlată în cazuri celebre, cum a fost președinți de stat sau, și nu numai. Și această abordare a medicinii tradiționale chineze permite chiar anestezia totală, fără substanțe chimice tranquilizante, încât s-a extirpat un plămân sau s-a scos tiroida sau chiar s-a făcut operații și se fac operații pe cord deschis în mod curent, prin anestezie totală, cu acupunctură, cu electroacupunctură și fără substanțe chimice. Pentru ei acesta a fost un șoc și de aici au început americanii să permită accesul și să se intereseze de performanțele medicinii tradiționale chineze. Însă ei au fost primii care au pus un mare semn de întrebare asupra acestui aspect. Se poate demonstra existența meridianelor și a laturii energetice sau nu? Până când un medic a reușit să le demonstreze cu lumină polarizată că meridianele sunt o realitate evidentă din punct de vedere obiectiv, pur și simplu s-a pus și a făcut o demonstrație într-o comisie medicală asupra faptului că un anumit tip de fascicul luminos, de tip laser, mă rog, a fost pus pe punctul de început al meridianului și lumina a parcurs meridianul și a ieșit prin punctul de ieșire. Fapt care i-a, pur și simplu i-a pus pe americani în situația în care n-au mai avut ce să mai spună. I-au zis, domnule, atâta vreme cât s-a demonstrat și aceste lucruri, putem să apreciem că o includem ca o știință exactă. Deci și România este decorată prin performanțele pe care le-am avut acum în anii 80 cu medici din România care au folosit izotopi radioactivi și au pus în evidență meridianele prin trasori radioactivi injectați în punctele de început ale meridianelor care s-au deplasat exact pe trasele cunoscute de mii de ani până la capăt. Deci există și aceste dovezi. Sigur că intrăm în zona nevăzutului și atunci când o medicină ca cea occidentală este foarte mult axată pe materialismul ăsta, da, în sensul anatomic, dacă nu văd cu microscopul măcar, sau dacă nu găsesc un instrument prin care să disec organismul, anatomia lui, constituenții lui materiali, așa încât să devină evident, atunci pun sub semnul întrebării.
Cu toate acestea, aspectele invizibile, așa zis, invizibile, care de fapt se referă la cele energetice, sunt un subiect și au fost un subiect de-a dreptul de o mare provocare. Există profesori care au întrebat, pune-mi și mie, spune-mi ce fel de energie este aceea de care tu vorbești, de care acupunctura vorbește. Și mă bucur că ai pus aceste întrebări, pentru că este fascinant să descoperi că cuvintele ne ridică cele mai mari dificultăți, nu realitățile. Pentru că luând în calcul toate tipurile de energii cunoscute de fizica modernă, nu există niciuna dintre ele care să fie pusă pe seama căreia să fie pusă energetica viului. Însă tot experții medici, specialiștii în medicină chineză au venit și au dat răspunsul. Există polarități. Noi suntem, trăim într-o lume plină de polarități pe care le simțim, dar pe care nu putem să punem mâna. Diferența dintre o femeie și un bărbat este evidentă. Suntem absolut clari că simțim mai mult decât putem descrie ca polarități și că, practic, rezultatul acestor polarități este fundamentul pentru care funcționăm. Deci, pe baza polarităților funcționează bine organele sau nu. Și ceea ce este obiectiv este că, de exemplu, tema punctelor de acupunctură și a meridianelor de acupunctură arată clar că există diferențe de potențial electromagnetic, electric, că există toate punctele de acupunctură sunt puncte speciale de pe corp care au calitatea de a fi, din punct de vedere al conducerii curentului electric, ele au o conductibilitate mult mai mare decât restul pielii. Așa că, din punctul de vedere al biofizicii, au fost stabilite ca fiind realități obiective. Practic, putem să asemuim, fără să greșim, suprafața pielii, dar nu numai suprafața pielii, întregul organism, cu un circuit integrat. Exact. Și nu doar cu un circuit integrat care este pus pe o placă integrată, știm cum erau și cum funcționează, da. De fapt, și acum calculatoarele sunt pline de plăci integrate și de procesoare, microprocesoare. Este mult mai mult decât un simplu circuit integrat. Putem să privim tridimensional, un circuit integrat multidimensional și, practic, există puncte de acupunctură care sunt în profunzimea corpului, nu doar pe piele, și care trebuie accesate exact la profunzimea la care ele sunt amplasate și cunoscute pentru ca să devină terapeutice. Deci, da, există acest dialog și... Spune-mi, te rog, care este filozofia din spatele acupuncturii? Mereu m-am întrebat cum e posibil ca cineva să îți introducă un ac într-un punct, fizic vorbind, dar el să acționeze energetic, cu toate că se știe de această interdependență corp-minte-emoții și că fizicul impactează partea nevăzută a corpului uman, dar și invers. Acum, spunând de această parte de polaritate, încep să se lege lucrurile, dar tot nu pot să-i dau de capăt. O să... da. Telefonul tău mobil, da, funcționează cu o antenă. Dacă această antenă nu mai funcționează corect, nu se mai branșează la rețea. La frecvența respectivă. Nu, pur și simplu nu mai poate fi integrat în rețeaua de stâlpi care transmite specifică. Așa. Da. La fel, în momentul în care amplasăm un act de acupunctură, spuneam că punctele de acupunctură sunt zone în care conductibilitatea electrică este mult mai mare și aceste ace influențează această curgere și această polaritate electromagnetică și deblochează atunci când ele sunt amplasate corect și practic când sunt amplasate terapeutic, ele reușesc să realizeze
deblocarea unor circuite. Asta înseamnă că ele sunt interconectate. Înseamnă aceste că... aceste puncte. Sigur că diferența dintre fundamentele de gândire ale medicinii moderne occidentale și ale medicinii tradiționale este energetica. Am putea să spunem așa, că medicul care termină o facultate occidentală constată și pleacă de la premisa că noi suntem o alăturare de mușchi, oase, nervi, vase, sangvine, dar nu se spune niciun cuvânt despre energie sau foarte puțin în lecții facultative se poate în unele facultăți să se studieze despre acupunctură, dar doar unii. Ideea care stă la baza medicinii tradiționale chineze este cu totul și cu totul alta. Noi suntem la o emisiune la care titlul este Știința Sacră și Practic. Trebuie să ne întoarcem un puțin istoric la cum au ajuns să fie practicate medicinele și medicina tradițională chineză, dar și medicina istorică în Occident. Medicina a fost practicată cu precădere de către călugări și în, în siturile religioase. Era prelungirea științei sacre și este în continuare actul terapeutic, este un act care restabilește ceva care funcționează prin mecanisme care transcend înțelegerea intelectuală. Logică, rațională. Deci atâta vreme cât noi privim ființa umană occidental ca fiind un corp. Un corp care poate să funcționeze mai bine sau mai puțin bine și definim sănătatea ca fiind o stare de bine fizic, psihic și social, privim foarte limitat. Medicina tradițională chineză vine și spune că omul este o structură care are suflet, dar care are mai multe învelișuri și trupul fizic este cel mai grosier dintre aceste vehicule ale ființei, ale stării de ființare, ale existenței umane și că omul este întrupat și văd, privesc corpul ca pe o haină a sufletului. Și atunci acest sistem de vehicule subtile care este unul dintre ele, cel mai grosier este corpul fizic, după care vine cel eteric, după care vine cel astral, mental, cauzal. Toate aceste sisteme sunt concentrice, precum abajurele unei lămpi care ar avea mai multe abajure concentrice. Unul înglobează pe celălalt și ele funcționează într-o interdependență profundă în care vehiculele subtile, adică corpurile noastre subtile, guvernează funcționarea corpurilor cu o frecvență de vibrație mai mică, mai joasă. Și așa este, și așa este cu adevărat. Așa se și poate înțelege de ce uneori rugăciunea sau rugăciunea colectivă, care nu are nimic cu actul terapeutic fizic, are și poate manifesta, poate duce la efecte de însănătoșire uimitoare, chiar remisii complete ale unor boli grave sau lucruri miraculoase, pentru că accesează structuri subtile, accesează corpul cauzal, care este cel mai înalt ca și frecvență de vibrație și care guvernează, de fapt, funcționarea corectă a celorlalte structuri subtile. De aceea, de multe ori, în medicina contemporană, vindecăm trupul, dar boala se întoarce după o perioadă de timp, pentru că n-am ajuns să propagăm efectul vindecător pe toate structurile, pe toate vehiculele. Omul își păstrează emoțional aceleași clișee negative sau de suferință emoțională și suferințele fizice urmează și se reîntorc în aceeași formă sau poate în forme mai elaborate sau disimulate, dar sigur că sunt realități aceste lucruri. Deci viziunile sunt foarte diferite. De aici începe o discrepanță între cele două sisteme și din acest motiv medicul chinez nu mai are încredere în medicul occidental ca posibilitate de a se contrazice pe sine în gândirea pe care a folosit-o, a învățat-o în facultate și după aceea a folosit-o în viața de zi cu zi,
Deci sunt foarte sceptici în posibilitatea asta de a se întoarce. Deși, sigur, există medici și în România și în toată lumea care practică și aceste discipline sau s-au întors către ele în totalitate. Știu că acupunctura are un capitol important în toată filozofia ei, care se bazează pe Yin și pe Yang, și că atunci când un terapeut introduce anumite în un ac într-un anumit punct, are uneori îl învârte la stânga sau la dreapta în funcție de ce anume vrea să tonifiere sau dispersie. Da. Da. Există aceste subtilități și ele au așa se fac, dar sigur că Yin și Yang este un limbaj care exprimă acea polaritate despre care am vorbit mai devreme. Într-adevăr, Yin și Yang, sistemul de conceptul Yin și Yang stă la baza înțelegerii funcționării ființei vii și la baza fundamentală a vindecării, adică dacă suntem într-o condiție de suferință, trebuie să restabilim echilibrul acesta yin-yang. Implicit el se restabilește prin tratament sau dacă nu se restabilește, tratamentul nu este eficient și nu se petrece vindecarea. Suntem jumătate din noi, reproducem în microcosmosul nostru lăuntric aspecte masculine și aspecte feminine, fiecare dintre noi, fie că suntem bărbați sau suntem femei. Iar dacă suntem bărbați, avem și o parte feminină, dar este mult mai exprimată partea masculină. Însă jumătatea stângă, jumătatea dreaptă sunt predominant. Jumătatea stângă predominant feminină, jumătatea dreaptă predominant masculină. Partea de sus a organismului este predominant yang, predominant masculină, solară. Partea de jos a organismului, jumătatea de jos, este predominant yin. Are mai multă energie, se ocupă de vitalitate, reprezintă vitalitatea, puterea noastră fertilă, ceea ce sunt aspecte feminine. O femeie poate da viață, da, dar jumătatea de jos a ființei noastre este fertilă, este vitală, ne asigură nutriția și capacitatea de a avea vitală energie. Și, deci, sigur că față-spate, partea din față este yin, este preponderent yin, spre deosebire de partea din spate care este preponderent yang, masculină. Vom întoarce spatele când suntem în pericol pentru a ne apăra. Da. Nu vom întoarce fața, ne protejăm fața. Aspectele yin sunt cele care sunt cele care protejează, aspectele yang sunt cele care combat și protejează prin combativitate, nu prin retragere și păstrare. Deci, da, este un concept fundamental. El este comun atât medicinii tradiționale chineze cât și medicinii tradiționale indiene, Ayurveda. E la un nivel mai mic, organele manifestă și ele această caracteristică de yin și de yang? Organele care sunt considerate preponderent yin sunt organele pline, cum este ficatul, plămânii. Un organ yang este cavitar, cum este intestinul subțire, intestinul gros, stomacul. Deci, da, există această clasificare și sunt cu adevărat niște observații logice. Practic, medicina tradițională a urmărit a observat aceste polarități în toată natura microcosmosului în corelație cu macrocosmosul în același timp și vindecarea și procesul de vindecare și este pus pe seama în permanență, este pus pe seama capacității organismului de a se vindeca pe sine prin integrarea lui continuă în perfecțiunea macrocosmică. Și, de fapt, vindecarea este pusă pe seama organismului. Organismul se vindecă, nu medicul vindecă pacientul, ci pacientul se vindecă pe sine și medicul ajută pacientul și ajută organismul să-și regăsească echilibrele. Dar vindecarea se produce prin puterea de autovindecare. Aici este o mare diferență de perspectivă.
Noi așteptăm în Occident să luăm o pastilă, să mergem la doctor să ne vindece, îi mulțumim la domnul doctor. Dacă se poate să luăm doar o pastilă, perspectiva medicinii tradiționale chineze este diferită și este mai importantă astăzi și nu numai a medicinii chineze și ce ar vede. Ea are o înțelepciune de a preveni înainte de a... și are posibilitatea, exact, și a dezvoltat o foarte mare parte din filozofia acestei abordări pentru sănătate este ca să întreții sănătatea și se focalizează pe întreținerea sănătății. Din acest punct de vedere, noi avem de reactualizat aceste sisteme și să le aducem în atenția societății, pentru că numai pe bază de medicamente chimice este puțin probabil că calitatea vieții și calitatea actului terapeutic va fi satisfăcătoare. Un qigong pe care îl vedem în tradiția chineză este nu doar o disciplină de întreținere corporală, ci este o disciplină cu valențe terapeutice profunde. Este nu doar o disciplină terapeutică, ci este și o disciplină spirituală. Ea creează în noi o stare de regăsire, creează o stare de bună stare prin însuși practica exercițiilor qigong sau tai chi. Da. Felul în care sunt folosite remediile, sunt folosite remedii din natură și vei intra într-o farmacie și vei găsi doar plante pentru uzul comun. Dacă întrebi de medicamente, ei nu înțeleg. Și deci, cu ajutorul plantelor și cu ajutorul similitudinilor care există între lumea vie și funcționarea organelor și a sistemelor, recuperează și accesează, în primul rând, aceste nivele de naturalețe a funcționării. Adică plantele sunt lucruri, sunt nutrienți. Vorbim deja despre ce să mâncăm pentru, sau consumăm plante sub formă de decocturi, spre exemplu, dar este ca un ceai. Și atunci un pic este greu pentru medicina occidentală să înțeleagă cum putem să folosim niște frunze ca să ne vindecăm. Eu n-am învățat decât farmacologie la Facultatea de Medicină Occidentală. Da. N-am învățat decât chimismul și compușii biochimici din plante, dar nu planta ca atare și nu... Deci, în esență, mie place că în ultima vreme vedem că se dezvoltă tot mai mult o perspectivă de auto-întreținere la nivelul social. Adică sunt tot mai mulți acești tineri care spun, uite, eu m-am gândit, cum să mergi la acupunctor? Păi, la acupunctor te duci dacă înainte ai încercat să te pui în ordine tu și n-ai reușit. Și atunci, cum să te pui în ordine? Păi, în primul rând, trebuie să fii atent ce bagi în tine și să-ți perfecționezi sistemul tău de alimentație și nutriție așa încât alimentația ta să fie potrivită pentru ca tu să-ți păstrezi sănătatea pentru tine, în mod specific pentru tine. Da. După ce ai o alimentație potrivită și suficientă și nutritivă, trebuie să vezi dacă tu faci exercițiu fizic, dacă tu faci o cultură a corpului tău și îți cultivi corpul. Bun, și ce poți să faci? Cum să faci? Păi dacă ți-ai reglat dieta și ți-ai reglat și modul de viață în sensul de a nu fi inerțial, de a nu fi exact static, de a fi întreținut, deci să faci întreținere corporală, păi, ce poți să faci? Ca să faci întreținere corporală, trebuie să faci cel puțin un sport de întreținere. Dar sigur că ar putea să fie un sport de întreținere cu valențe de echilibrare interioară mai elevate, mai profunde, cum ar fi chiar qigong-ul sau yoga. Da. Deci, vezi dacă faci așa ceva, pune-te în ordine făcând tu tot ce poți să faci, după care dacă totuși nu reușești să te pui în echilibru și să te vindeci, dacă ai disfuncții, 80% din boli sunt
simple disfuncții, nu sunt alterări ale organelor, ci sunt nefuncționări corecte ale organelor, dar organele nu sunt distruse în alcătuirea lor anatomică. Nu funcționează deci în parametri. 80% din bolile cu care ne întâlnim în societatea de astăzi sunt doar nefuncționalități optime. Și deci acestea sunt marea masă a celor care pot fi abordate de către fiecare dintre noi, dacă am avea cultura și dacă am avea interesul să mergem pas cu pas. Dacă am făcut cultura fizică necesară, mergem mai departe și încercăm un masaj, o presopunctură. Dacă nici asta nu merge și mergem la un specialist care urmărește să ne ajute în funcționare pur și simplu prin un ajutor exterior, dar de natură. Și după aceea, dacă niciuna nu a mers, mergem și facem fitoterapie, urmărim suplimentele nutritive și dacă niciuna nu a mers, mergem la acupunctură. De altfel, medicul tradițional de medicină chineză și nu numai, și de medicină indiană, combina elementele, toate aceste elemente în recomandările lui de viață și potențialul de vindecare, de fapt, este doar o extensie a acestor înțelepciuni care ne ajută să ne menținem și să ne îmbunătățim starea de funcționare până la performanță. Asta înseamnă că nu este un aspect care vine peste noapte. Ce ai spus tu acum este un stil de viață ideal. Da. Și probabil de asta și cei din Occident și din state au preferat de cele mai multe ori pastila, pentru că este mult mai rapidă, nu mai stai să te duci să faci un sport, nici măcar un sport clasic, standard, nu mai zic de qigong, tai chi sau yoga, nu mai trebuie să umbli la nutriție, nu mai trebuie să faci efort și e mai comod așa. În principiu, de fapt, nu au fost învățați. Problema nu este că e mai comod, ci problema este că știința sacră a lipsit. Dacă tot am început în acest trend în care am comparat un pic felul de gândire, sistemele de gândire și istoric, de unde provine medicina tradițională și cum a luat naștere, medicina modernă. Medicina modernă occidentală a fost practicată la început de călugări chiar în Europa și în Occident. Acești călugări treptat s-au rupt de mănăstiri și au făcut stabilimente speciale în care s-au ocupat doar de tratament. Dar ei, inițial, aveau preocupare preponderent către sacru, către regăsirea în unitate cu divinitatea. Și aceasta era principala lor activitate și principala lor preocupare. În mod secundar, dintr-o deschidere față de suferințele celor care nu se gândeau la aspectele specifice în religie și totuși au practicat vindecarea, dar treptat s-au individualizat doar pe aceste aspecte până când s-au rupt și au devenit spitale și s-au rupt complet de acest filon al sacralității care a fost mână în mână cu activitatea terapeutică în toată istoria universală, pe toate meridianele, nu doar într-un loc sau în altul. Chiar și astăzi populația merge și se roagă și așteaptă un miracol, dar de fapt intuiește faptul că menținerea sănătății și descoperirea valorilor sacrului sunt unitare, sunt într-o continuitate. Și atunci medicina tradițională păstrează și este concepută în această perspectivă în care ea permite celui care urmărește să redobândească perfecțiunea originară să își mențină, nu doar să-și mențină sănătatea, cât să ajungă până la capătul drumului pe cărarea sacră a descoperirii de sine și a întâlnirii cu perfecțiunea, cu chipul și asemănarea. Deci, de aici plecând, înspre o medicină occidentală care este complet ruptă și chiar interzice
vreo tangență cu divinitatea, așa încât în anumite țări pur și simplu medicul este declasificat dacă a scăpat vreun cuvânt despre Dumnezeu în fața unui pacient și este scos din corpul medical pentru simplu fapt că a pomenit. Vă dați seama la ce extreme s-a ajuns. Și atunci este o discrepanță, vă dați seama. Întrebare mai tehnică. Este același lucru dacă pe același punct de acupunctură bagi un ac sau stimulezi prin presopunctură cu degetul? Deci pe același punct. Nu este același lucru. Sunt oameni care au frică de ace. Nu este același lucru. Istoric vorbind, în medicina chineză, acupunctura s-a născut ca urmare a observației că este mai eficient să se apese cu un os. Au ascuțit acel os și au folosit astfel de instrumente adaptate. După care au descoperit că, de fapt, cu un metal este și mai eficient. După care, practic, au inventat acupunctura. Acupunctura îmbracă și la ora actuală multe taine în ceea ce privește tipurile de ace și folosirea lor. Dar păstrează ceea ce presopunctura făcea și ceea ce presopunctura la nivelul ei originar făcea și acolo, când vorbim despre nivelul originar, ne raportăm din nou la sacru. Energii divine care au fost cultivate în ființa terapeutului prin practica lui spirituală, erau canalizate și intenția și obiectivul și practic corecția funcționării energetice s-a păstrat. În presopunctură se face, presopunctura doar prin apăsare nu reprezintă același lucru cu presopunctura făcută de un maestru Qigong, spre exemplu, sau da, de un călugăr care are o stare de armonie profundă, care are o stare exemplară de cunoaștere a funcționării ființei umane, de autocunoaștere, de autocontrol. Acest autocontrol face foarte mult în raporturile dintre ca eficiență. Poate să vină cineva care este un specialist, masseur, un tehnician masseur care cunoaște perfect tehnica masajului, dar nu are interior abilitatea interioară, cultura, cultivarea interioară necesară pentru a acționa și în aspectele subtile, energetice, care susțin procesul vindecării foarte mult. Și atunci, chiar dacă un terapeut nu este atât de bun tehnician, dar este precum cristalul interior, curat, da? Acela va realiza mult mai repede și mult mai eficient procese de vindecare decât un tehnician pur și simplu. Cam asta e diferența între medicina occidentală și medicina ce folosește remedii chimico-farmaceutice cu preponderență și abordarea holistică tradițională pe care ar fi bine să o cultivăm și să o regăsim. Deci vorbeam despre cultură. Medicul și cetățeanul și noi, cei care suntem în Occident și nu numai în Occident, și astăzi în China predomină medicina alopată și în India predomină medicina alopată și medicinile acestea tradiționale sunt revitalizate la rândul lor în aceste locuri de origine. Practic nu am fost cultivați și nu am fost învățați de mici, nu am văzut că se petrece ceva în jurul nostru care este normal ca să faci o cultură fizică de tip Qigong. Nu face și mama, nu face și tata, nu face și bunicul. Deci societatea a evoluat și a pierdut din valorile acestea și se ocupă foarte mult de supraviețuire, de dobândirea unor valori materiale și atunci aceste aspecte ale științelor sacre și ale dezvoltării interioare și ale găsirii unei bunăstări foarte profunde de natură spirituală și a unei împăcări cu sine profunde și cu lumea din jur, acestea s-au pierdut treptat.
Da, deci acele fac o mare diferență în anumite situații. Totuși, este suficient să vezi, într-un caz practic, să cauți punctul care este cel mai indicat și de multe ori durerea cedează la atingerea cu mâna. Și simți că durerea cedează la atingerea cu mâna, dar ea simți că cedează și pacientul îți arată că cedează doar un pic la atingerea cu mâna. În momentul în care ai luat mâna, a revenit durerea. În momentul în care pui acul în acel punct, care este cel mai eficient, atunci procesul de atenuare și de control al durerii este mult, mult mai eficient. Sigur, de exemplu, la copii este aproape imposibil să pui un eorace și se folosesc laseri terapeutici cu diferite puteri. La copii se folosesc puteri foarte mici, dar este și efectul mai mic decât la înțepare. Acum, sigur că Ayurveda are arsenalul ei, viziunea ei relativ la sistemul de meridiane și un sistem de meridiane propriu definit. Ceea ce este fascinant în aceste două culturi și civilizații este că ele, vecine fiind, mereu s-au inspirat și s-au completat una de la alta. Spre exemplu, medicina Ayurveda a asimilat în totalitate, după mult timp de încercare de a digera sistemul de meridiane din acupunctura chineză, pentru că era un conflict din ăsta de performanță, că nu se poate. Eu mă descurc și cu ce am eu, dar să văd ce are Sigur. Celălalt. Până la urmă l-au asimilat. Și l-au asimilat, până la urmă l-au asimilat identic. Și au păstrat și acest sistem de acupunctură, deși ei descriu canalele lor energetice, descriu punctele și zonele lor energetice, care sunt active, funcționează, doar că fiecare pacient este unic și vei vedea, deși te poți gândi că un pacient împreună cu celălalt pacient vine cu aceleași probleme, vei putea vedea că fiecare reacționează la o altă parte de tratament. Rare ori reacționează la fel doi oameni și vei vedea că deși tu pui mai multe tipuri de abordări terapeutice, unul a reacționat la cea pe care a făcut-o pe piciorul stâng, celălalt a reacționat la cea care a făcut-o pe mâna dreaptă. Deși tu le-ai pus la fel și ai văzut ăsta, acolo a reacționat. Celălalt, care era mai în vârstă, a reacționat mult mai bine pe cap. Și îți spune în dinamică, îți spune, ăsta e cel mai tare. Uite, acum când mi-ai pus așa, se simte foarte tare. Acum, într-adevăr, am efect. Și din acest motiv, spiritul lor de a asimila ceea ce este bun și dincolo și dincolo, vedem că tot spațiul extrem oriental are interpretări, spre deosebire de medicina chineză. Medicina coreană a plecat de la sistemul de meridiane și de la sistemul de gândire chinezesc în acupunctură și ei au încercat să fie și mai buni pe terenul chinezilor și au inventat metode de scurt circuit care să fie și mai eficiente și au zis, noi putem să vindecăm cu un singur ac. Noi vrem să vindecăm cu cât mai puține ace. E o tendință, e o modă. La un moment dat se poate întâmpla ca cineva să zică eu sunt, uite, mai deștept, poate. Deși, până la urmă, contează efectul terapeutic și am văzut colegi medici care lucrează cu 50 de ace, cu nici nu mai știi să mai numeri câte ace, dar lor le funcționează acest sistem și societatea de astăzi cu oameni care suferă de sindrom metabolic, suferă de obezitate, suferă de probleme cardiace, suferă de slăbiciune hepatică, suferă de oboseală cruntă și de vitalizare, suferă de avitaminoze, suferă de lipsă de minerale. Uite, de multe ori a merge spre cât mai puține ace este o contraperformanță în raport cu beneficiile pe care le au atunci când întâlnesc medici care pun ace efectiv cât simt ei că au nevoie fără Sigur. Să le numere. Deci astea sunt artificii, nu? Discuțiile interne între cei care practică, vai, eu fac un ac și tu faci cu 100, sigur tu cu 100 ești dement, sunt ne la locul lor. Până la urmă, un pacient este interesat de rezultat.
Da, și se înmulțesc pacienții. Pui 1 sau 10. Da, poți să spui ceva când vezi la ușă 30-40 de oameni, la cel care pune 70 de ați sau 30 de ați sau 50 de ați și celălalt poate să zică ceva. Da. De acolo sunt pacienții. Care problema? Aia vin pentru că ei se simt bine. Uh-huh, mai bine. Corect. Există o legătură, pe mine mă fascinează subiectul coloană vertebrală și sistemul nervos. Am citit cât am putut de mult în ultimii 8-9 ani în direcția asta, inclusiv tratate de medicină modernă. Știu că există o legătură între modul de a gândi, între creier și cât de sănătoasă este coloana vertebrală, dar acum că subiectul emisiunii este acupunctura preponderent, stau și mă gândesc dacă aceste meridiane, aceste puncte de acupunctură sunt afectate de o cifoză, o lordoză, o spondiloză cervicală sau... Punctele de acupunctură în sine sunt pe planul 2. În primul rând, sigur că deformările coloanei vertebrale exprimă niște blocaje în sine, niște blocaje energetice, niște tulburări de funcționare care preexistă, mă rog, problemei punctelor de acupunctură. Da, coloana vertebrală este axul în jurul căruia este construit întregul organism și se spune că o coloană vertebrală elastică și puternică este garanția sănătății. Da, este un adevăr, sigur, pot să confirm ce spui, este foarte important și punctele de acupunctură de-a lungul coloanei vertebrale au, nu întâmplător, meridianul guvernor este pe spate, este de-a lungul coloanei vertebrale. Avem meridiane Yang, cum este vezica urinară, care controlează, de fapt, prima energie, cea mai externă, energia de apărare vis-a-vis de fluctuațiile și solicitările mediului extern. Primul nivel de apărare este această energie de apărare care este guvernată de vezica urinară, de meridianul vezicii urinare, care este pe coloana vertebrală, în lateralul coloanei vertebrale, deci pe spate, foarte aproape. Deci, iarăși, vedem Yang pe spate, vedem control, vedem menținerea funcțiunii a primul strat de apărare. Da, este importantă coloana vertebrală. Întrebarea era dacă meridianele sunt se blochează sau în punctele de acupunctură în urma strâmbării coloanei vertebrale. Sau, adică e o legătură între ele sau pur și totdeauna simplu? Este o legătură, da. Dar poți să tratezi coloana vertebrală și pe talpă. Uh-huh. Deci tratamente pot fi făcute la distanță și pe mână și pe talpă. Astăzi avem eficiență în tratamentul inflamațiilor la nivelul coloanei vertebrale folosind masajul cu uleiuri volatile, lucruri care vindecă efectiv uimitor afecțiuni de coloană vertebrală, afecțiuni grave de coloană vertebrală, afecțiuni care nu-și găsesc răspunsul, de cele mai multe ori nu-și găsesc răspunsul în ceea ce ni se oferă în medicină. Prin reflexoterapie? Prin masaje speciale, mai mult decât reflexoterapie, uh-huh. Pentru că reflexoterapia este astăzi înțeleasă mai mult o abordare a tălpii, a reflexoterapiei plantare a tălpii, dar este un masaj nu doar al tălpii piciorului, cel de care vorbesc, uleiuri volatile. Deci sunt cunoscute. În marmaterapie pregătesc un curs de marmaterapie. Marmaterapia este o parte din Ayurveda care se ocupă de utilizarea punctelor speciale active de pe corp asemănătoare sau identice uneori cu punctele de acupunctură, canalele lor energetice, și folosește aromaterapia, printre altele. Folosește mantre, folosește pranayama, folosește acordul intern și energiile terapeutului pentru a energiza și a restabili funcționarea marmasurilor, alături de aromaterapie, așa cum spuneam, sau alături de stimularea acupuncturală, sau alături de stimularea prin intermediul
ventuzelor sau alături de moxă. Sigur că aceste manipulări pot să facă foarte mult bine funcționării coloane vertebrale și să reducă aceste deformări. Poate un pacient să facă în același timp tratament și pe partea de Ayurveda și pe partea de medicină tradițională chineză? În funcție de recomandările medicului. Dacă un medic îi recomandă să facă o parte din Ayurveda, are motivele lui. Sigur că a face panchakarma ayurvedică și a te folosi de metode care sunt deosebit de eficiente, dar sunt specifice numai ayurvedei, da, este o necesitate uneori. Da, sigur, se pot folosi sincron ambele, depinde de formația fiecăruia. În esență, fiecare dintre medici își formează propria viziune, propria abordare. Și cu cât are mai multe cunoștințe și experiențe vindecătoare și vede că a rezolvat în trecut și că are și colegi cu care comunică și care a susținut, și eu am rezolvat asta. Sunt cazuri și de autism, spre exemplu, dar noi nu ținem neapărat legătura cu lumea medicală din toată lumea, să știm fiecare dintre noi ce performanțe au ei, dar mulți ayurvediști susțin că ei au avut cazuri de copii cu autism pe care le-au rezolvat prin tehnici de panchakarma ayurvedică pe lângă tratamentul intern, cumulate cu tratamentul intern, care tratament intern este cu suplimente nutrime, mă rog, cu plante, cu remedii plante. Din plante. Deci au folosit și dietoterapia și remediile din plante, au folosit și tehnici corporale. Efectiv corporale. Când vorbesc de un ulei fierbinte care este preparat cu plante și care este aplicat pe cap în cazul unui copil cu autism, efectele se văd și sunt cu adevărat evidente. Astăzi ia o naștere, o mișcare internațională în rândul profesioniștilor în medicina chineză, evidence-based acupuncture, se strâng tot mai mult cercetările publicate, rezultatele cercetărilor publicate care atestă și care se prezintă ca dovezi evidente de eficiență și de reușită în medicina chineză. Aceasta este o mișcare extraordinară și este în primul rând făcută pentru ca toți medicii care practică medicina tradițională chineză din toată lumea să aibă la îndemână pentru pacienți să le pună cazuistică, să le pună la pacienți la dispoziție cazuri de succes tot mai multe și pentru ca să poată reacționa fantastic atunci când sunt combătuți de către medicina occidentală și când sunt puși în situația de a răspunde unor provocări, să spună și să arate și să pună pe masă. Astăzi în medicina în Franța, spre exemplu, pe regiuni, toate regiunile au dat în judecată, toate asociațiile regionale de practicieni de medicină chineză au dat în judecată, spre exemplu, în toată Franța, administrația publică și Ministerul Sănătății, pentru că ei susțin că n-au avut niciun malpraxis din 42 încoace și că întrucât ei au produs vindecare la foarte mulți pacienți, fără să producă malpraxis, este anormal ca ei să fie desconsiderați ca fiind un sistem medical și că vor să li se recunoască dreptul de a fi reintegrați în sănătate, în legea sănătății, da, da, la fel ca și toți ceilalți. În Elveția, spre exemplu, după un lung proces care a durat 7 sau 8 ani de studiu în paralel, au fost acceptate și au fost introduse de către guvernul Elveției în sistemul de asigurări, în totalitate, toate metodele medicinii tradiționale și multe metode holistice. Aceasta pentru că, deși statistic nu s-a putut dovedi că funcționează statistic mijloacele, funcționează în unele cazuri și este suficient pentru că lumea le dorește și pentru că, de fapt, de multe ori fac bine. Asta în Elveția. În România întâlnim încă umbra comunismului, plin de interdicții și de limitări. Foarte multă lume se teme să învețe medicină tradițională chineză dacă nu e deja doctor. Ceea ce este
o limitare pe care noi ne o asumăm. De fapt, nu există nicăieri nicio lege care te împiedică și nu există, nu are cum să te împiedice să înveți, să faci, să produci sănătate prin medicină tradițională chineză și trebuie să corectăm aceste lucruri. Florin, îți mulțumesc pentru vizită. Eu îți mulțumesc. Sper că ți-am răspuns la întrebări. Ca de fiecare dată, când sunt emisiuni așa în forță și cu foarte multe informații, se termină imediat. Cu siguranță ne vom revedea și în alte emisiuni și cu, poate și cu cazuistică și cu alte povești. Eu încep un curs de fundamente ale medicinii tradiționale chineze. Cei care sunt interesați vor căuta pe pot să mă caute, pentru că săptămânile următoare începe primul modul de introducere în bazele medicinii chineze. Mulțumesc! Ne revedem pe săptămâna viitoare, până atunci pe canalele media, 6tv.ro, Facebook, YouTube. La revedere! Mulțumesc!